Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În cele din urmă, legislația rutieră ar putea fi uniformizată. Sunt diverse propuneri, unele dintre ele mai interesante se referă la anumite restricții, dar și beneficii pe care le vor avea șoferii începători, lămâie. Astfel, permisul ar urma să fie luat de la vârsta de 17 ani pentru categoria B. Dar categoria B ar urma să însemne altceva decât e acum. Adică va exista categoria B entry level pentru vehicule cu greutatea de până la 1750 de kilograme, deci mașini de clasă mică, și B plus pentru vehicule de cel mult 3500 de kilograme. La o mașină, un Logan, ce greutate are? Că nu mă pricep. Nu știu, cred că știu greutatea Loganului. Cred că le exclude doar pe alea mari, tip Jeep. Tip Jeep? Uh-huh. Ia vezi. Greutate utilă Logan, sau greutate Logan, sau ceva. Cetățenii, imediat. Iar permisul luat la 17 ani, cum spuneam, va permite doar șofatul vehiculelor astea mai mici, până în 1750 de kilograme. Ok. Deci îți iei permis la 17 ani, mașini mai micuțe. Masa proprie auton 100. Și masă totală autorizată, că 1500, o tonă jumate. Și deci se înscrie la B. Înseamnă că nu le dă voie cu Jeep. Deci da, și Toyota Land Cruiser. Tancuri. Uite că nu m-am gândit să verific, mi s-a părut că sunt mașini mai mici. Nu, deci orice mașină... Orice mașină, mai puțin Jeep. Civilizată, mare. Ia o tată și condouă. Deci le dă un an înapoi. Da. Nu, la 18, practic, la 17. Da. Adolescenții, că sunt adolescenți, nu? Până la 18 ani. Nu vor putea conduce singuri, chiar dacă au carne, ci numai însoțiți de o persoană cu cel puțin 3 ani experiență în șofat. Asta nu e rău. Adică asta cred că ar trebui aplicată și acum pentru cei de 18 ani, între 18 și, nu știu, 21 de ani. Începătorii să nu le dea voie. Ți-ar fi plăcut, da, la 20 de ani să mergi cu maică ta și cu prietenii? Mi-aș plăcut foarte mult să am mașină la 20 de ani. Pe vezi? Da. Ceea ce n-am avut. Asta e altă situație. A trebuit să muncesc, dar... mult ca să-mi iau mașina. Adică, ok, orice îți faci niște prieteni mai mari. Adică 18-21 ai dat un interval prea larg. Mi se pare că e normal să meargă 2-3 luni, poate jumătate de an. În alte țări, cred că e un an pentru începători. Adică și dacă ai 60 de ani, mergi cu tăticul de 80. Încă una. Începătorii vor avea interdicție de a conduce noaptea în intervalul orar, miezul nopții până la 6 dimineața. Curios lucru că, în general, începătorii sunt mai tineri și ei văd mai bine noaptea. Da, e adevărat. Oștilanții. Dar sunt și mai tentați. Mai există o propunere, care însă e cam ciudată, și anume ca începătorii cu permis de până în 2 ani vechime să evite șofatul pe autostradă. La noi, în România, nu e chiar așa greu să eviți șofatul pe autostradă, deși au început să mai fie bucăți. Da. Putem să unificăm, dar nu. Da. Iar dacă totuși o fac, să meargă doar pe prima bandă și cu maximum 90 de kilometri pe oră. Adică mai mult să încurce, cum ar veni. Da. Fostul șef al poliției rutiere, Lucian Diniță, citat de Adevărul, spune foarte corect, aș vrea să îl citez. Asta ar fi ceva foarte periculos. La o viteză așa mică, ești o șicană mobilă. Toată lumea se încurcă de tine. Toată lumea va încerca să te depășească, inclusiv camioanele, te pui în pericol permanent. În plus, o astfel de prevedere încalcă o altă regulă, cea de a nu circula sub o anumită viteză pe un anumit segment de drum. Și sunt de acord cu domnul Diniț aici, asta cu autostradă. Nici nu poți să interzici să nu meargă deloc, că poate nu are altă posibilitate să ajungă, adică poate că... Na. Apropo de unitatea normelor europene, Zizi ne spune că în Italia, în primii 3 ani, conducătorii nu au voie să conducă o mașină cu capacitate cilindrică mai mare de 1100. Mm-hmm. Cred că și asta, asta una dintre condiții, da, coroborate, da, limitare de putere, masă. Cu... Mm-hmm. Da. Dar în Italia, la ce vârstă se dă permisul? Că dacă se dă la 16 ani, primii 3 ani sunt până în 19. Eu nu știu, în Europa, știu că în America ai voie să ții doar în America 16 știu că ani, la 16, da. Poate ori fi țări în Europa în care poți să ții de la 16 ani, dar nu știu care fi asta. De ce n-ar fi? Că dacă la noi vine propunerea asta să... E 17, dar nu 16. Dar de ce nu i-ai dat drept de vot să de la 16 ani? Ar și întrebarea e, dacă îi dai drept de vot, îi dai și drept să se aleagă? Pentru că atunci poate să candideze. Dacă îi dai drept de vot la 16 ani și drept să se aleagă,
S-ar putea să candideze și să devină primar. S-ar putea ca până la 16 ani să nu deprindă niște obiceiuri, să fie mai bun candidat decât ăla de la 48 de ani. Poate a luat bursă Ligia Deca. Da. Și vezi că n-ai de unde să știi. Pe vremea lui Jules Verne erai capitan la 15 ani. Da, corect. Dar aveai și 2 ani de vacanță uneori. Uite, la asta nu ne-am gândit. Bravo, Luca. Ia vezi, n-au venit mesaje cu permisul la 16 ani? La 16 ani, stai așa că a venit acum. Ia uite, zice, sunt mașini speciale sub 125 de centimetri cubi. Deci vezi, uite, da. Și în România poți să ai permis la 16 ani, spune și cineva. Și în Franța, zice, ai permis full la 17 ani, voilà. În Norvegia, da, se aplică deja regulamentul ăsta, copiii încep să conducă mașina de la 16 ani, dar doar însoțiți de un adult care își asumă responsabilitatea. Asta e și pentru a scădea costurile totale. Totuși trebuie să ia și ore cu un polițist în prealabil, ne zice Ionuț. Da, mulțumim pentru mesaje. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.